Ce vreau să vă zic este că fiecare dintre noi suntem responsabili de situația în care ne aflăm. De aceea este important să punem pur și simplu presiune pe autorități să-și facă treaba. Nu cerem altceva decât să-și facă treaba. Există legislație, eu vreau să vorbesc un pic despre câini și pisici. Există legislație în vigoare care nu este aplicată cu complicitatea autorităților. De aceea este foarte important să ne mobilizăm. Pentru că toți câinii din România au devenit o afacere, efectiv o afacere din care trăiesc foarte mulți oameni. Incredibil de mulți oameni. De la primar până la DSV, până la NSVSA, până la aici și poliția animalelor, prin salariile pe care le au. Da, ideea este în felul următor. Este nevoie să ne implicăm, este nevoie să punem presiune pe autorități să aplice legea. Este nevoie ca fiecare dintre noi în mediul în care facem parte să ne mobilizăm astfel încât să acționăm cel puțin pe două direcții din perspectiva mea. Unu, educarea oamenilor care nu știu că sterilizarea și nicociparea câinilor este obligatorie și că sunt amenzi foarte mari, iar în al doilea rând, implicarea autorităților pentru a controla această aplicare a legii. În momentul de față nu se aplică această lege. Pur și simplu, de cât de asta, facem sesizări la poliție. Eu personal am făcut peste 460 de sesizări la poliție, toată poliția din Marea Vizită de Soară mă cunoaște.